Bună ziua, doamnelor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Astăzi vom intra din nou în culisele politicii naționale și cele locale, invitat fiind domnul Vasile Dumitrache, prim vicepreședinte al organizației PNL Roman. Bună ziua și bine ați venit, domnule prim vicepreședinte. Bună ziua, bine v-am găsit. Iată că formațiunea pe care o reprezentați de curând a intrat în marile PDL, dumneavoastră ca reprezentant al organizației PDL de la Roman. Ce puteți spune de această perioadă fierbinte de organizare a noului formațiuni politice? Cum vă simțiți mai întâi în acest tânăr și mare PNL? Bună ziua încă o dată. Deci PDL-ul în general de la Roman se simte foarte bine în cadrul noului Partid Liberal. Nici pe departe nu sunt discuțiile alea de care se vorbește la nivel național. Vedeam odată pe media că ne-am țuidat pe primile locuri ca județ cu probleme în constituirea acestui partid. Nici pe departe acțiunile cu sunt parcurse conform unui grafic pe care s-a stabilit, e drept, s-a stabilit la nivel central, dar care ușor-ușor a parvenit și în teritoriu. La ora actuală, cele două partide vechi, PDL-ul și cu PNL-ul, își inventariază birourile, OSV-urile, membrii de partid, o organizație de secții de votare. Având în vedere că în Roman sunt 43 de secții de votare, în fiecare zonă de asta s-a făcut și o organizație de secții de votare. Fiecare, deci, ca un mic partid în zona aceea. Se face inventar, dar asta nu este acum, asta este făcută de 8 ani funcționăm așa, de 6 ani funcționăm așa. Da, și interesant este ce ați reușit la ora aceasta să recuperați. Nu, deci s-a recuperat PDL. Sigur că da, deci acțiunea asta odată cu declararea independenței domnului primar Leorean. Da, deci acțiunea asta se desfășoară efectiv de a doua zi de când domnul Leoreanu și cu consilierii locali și consilierii județeni s-au declarat independenți. Acțiunea a fost începută, s-a derulat în mod continuu, s-au inventariat din nou oamenii din OSV-uri, s-au refăcut adeziunii la partid în urma discuții care le-am avut telefonic cu membri de partid din Roman și la ora actuală se centralizează banca de date așa încât în maxim 3 săptămâni de zile, cele două partide vechi să fie capabile să-și pună față în față sau alături cele două liste, cu cele două bănci de date, cu cele două biblioteci de adeziuni și toți aceștia să se numească de a doua zi PNL și să fie redenumiți. În evidența dumneavoastră, cu câți membri de partid ați intrat în fostul PDL, în actualul PNL? Deci pot să au confirmat. Da, da, deci pot să vă spun că sunt circa 700 de membri PDL care au confirmat și acțiunea continuă, vă spuneam, în 3-4 săptămâni putem să definitivăm această listă. Vorbiți de nume sonore, dați câteva exemple. Deci vorbim de numele care au existat în PDL. Care au existat în PDL, sunt și membrii care au fost în vechiul PD și au revenit în PDL în ideea de a intra în PNL. Nu pot să vă dau niște nume pentru că n-ar avea sens, nu că n-ar avea sens. I-aș omite pe unii și n-are... Dați-vă nume mai sonore, pentru că se coagulase în jurul domnului primar Leoreanu deja o serie de un fel de majoritate, un soi de majoritate cu care dumnealui își trecea și proiectele prin Consiliul. Pe bun, sunt consilieri independenți. Că la ora aceasta sunt consilieri. Aici vreau să vă întreb și să aduc în discuție ordonanța Dragnea. Ce efecte are ea în teritoriu după declararea neconstituționalității acestei ordonanțe?
La ora actuală, mie și nouă structurilor de conducere a PNL-ului, această declarație de neconstituționalitate ni este cam clară. Deci, de fapt, ordonanța ce a zis? Ordonanța a zis că 40 de zile se poate migra, 45. Sau 45 de zile se poate migra de la un partid la altul, fără ca legea migrării politice să-și facă efectul. Adică dacă un membru pleacă dintr-un partid în altul sau independent, el să nu-și piardă, să nu-și piardă funcțiile obținute de pe urma partidului în care a activat. Deci cine a trecut aceste 45 de zile de la noi, că de noi vorbim, de la noi la alții, cine au plecat la alții sau independenți, noi nu am putut să aplicăm legea migrațiilor politice, respectiv să le ridicăm sprijinul. Deci ei nu-și pierd mandatul. Nu, stați un pic. Eu discut care statutul acesta de independent, da, precizat de ordonanță? Statutul de independent precizat de ordonanță spunea că eu, partid, nu pot să-l trag la lege, adică nu pot să prin hotărârile biroului meu, nu pot să-l fac pe el să-și piardă statutul de consilier local sau consilier județean sau de primar. Asta spunea ordonanța. Eu nu am voie să aplic retroactiv. Nu am voie să aplic legea. Eu discut când s-a dat ordonanța. Deci discutăm două subiecte. Când s-a dat ordonanța și ce se întâmplă acum când ordonanța nu mai e constituțională. Deci când s-a dat ordonanța, ei au știut că se pot transfera. Că de fapt ăștia sunt niște mici sportivi, niște mici fotbaliști sau sportivi care s-au transferat de colo-colo. A fost perioada transferurilor, 45 de zile, timp în care noi nu am putut să-i tragem la lege, respectiv să le ridicăm sprijinul politic și în același timp să-și piardă statutul de consilier local, consilier județean sau primar. Cât despre ăștia este vorba. În momentul în care Curtea Constituțională a declarat această lege, această ordonanță neconstituțională, atunci ce se întâmplă? Ei rămân plecați, că au plecat, nu-i poate întoarce înapoi nimeni, nici dorința lor, nici vreo altă lege, nici vreo altă ordonanță nu-i poate întoarce înapoi, decât dacă noi ne-am manifestat interesul vis-a-vis de o cerere a lor, deja au existat cereri, de o cerere a lor de a se întoarce în partid. Dar până una alta, dumneavoastră ați pierdut prin acest transfer, cum îl... Am pierdut toți consilierii locali și toți consilierii județeni. Foarte mulți ați pierdut. Vorbim de toți care avem. La Roman aveam 8. Aveați, da, 8 plus 3 de la PNL. Plus 3 de la... 3 sau 4, plus 3 de la UNEPR, de la PNL și făceam 11. Deci i-am pierdut pe toți. Noi la ora actuală în Consiliul Local nu avem niciun consilier. În Consiliul Județean avem un consilier pentru că el a venit consilier ulterior ordonanței. Pe cine? Nu știu, îmi scap acum, cred că și Andrei. Cred că Bogdan Șendra este, că a venit ulterior în locul cuiva care era nestatutar în Consiliul Județean. Deci în momentul în care... Da, în momentul în care, deci repet, în momentul în care ordonanța a devenit neconstituțională, atunci noi avem dreptul să aplicăm legea vis-a-vis de acești migratori din partidul nostru. Ați contactat pe vreunul din cei 11 să vedeți care își dorește să revină pe noi? Mă refer la domnul Mocanu, mă refer la domnul... Acolo singurul care a rămas membru al PNL este domnul Sabin. Nu, eu vreau să vă spun așa. N-am discutat încă acest statut, n-am discutat despre peneliști sau peneliștii n-au discutat despre peneliști. Deocamdată fiecare se ocupă de oameni lui. Ce înseamnă pierderea a 11 mandate într-un for legislativ ca cel de la Roman? Păi, cum? Înseamnă că deja nu mai ai putere de influență. E mult spus. Poate și controlul e mult spus. Nu mai ai nicio informație despre ce se întâmplă în Consiliul Local. Bun, ați contactat pe vreunul din cei 8 care... Eu vreau să spun că eu personal am contactat pe unul chiar înainte ca această ordonanță să fie declarată neconstituțională. Puteți da nume? Nu pot să vă dau nume. Deci am contactat, de fapt am contactat doi din ei, așa, unul din ei mi-a spus că el nu poate
să, deci, repet, înainte de a fi declarată ordonanța neconstituțională, când ei erau, erau liberi atunci, erau protejați, cum s-ar zice. Eu am, mi-am făcut, noi am bănuit că această ordonanță va fi declarată neconstituțională și va veni o zi. Și mișcarea politică a primarului. Și vă, sigur că da, și sigur că da, și am vrut să vedem cum judecă oamenii pe reale. Eu personal, alți colegi de-ai mei au contactat pe alții, eu personal am contactat doi din ei. Unul mi-a spus că nu vine, că nu poate încă, și unul mi-a spus că nu vine, că n-ar cam mai face politică. Deci vă spun baia bună. Pe ăsta care a zis că n-ar cam mai face politică, parcă l-aș mai contacta acum odată, numai așa să văd, să văd cum, cum gândește lumea politic de adevăratele. Pentru că unii din ei au fost luați de val, unii au fost tentați cu ceva de au ajuns prin Consiliul Local, n-are rost să dezgropăm moarți acum. Vis-a-vis de mișcarea politică a domnului primar, noi am știut... Anticipat-o. Sigur că da. Ei așteptau, deci trebuia făcut o mișcare. Dacă nu se dădea ordonanța asta, foarte mulți primari își pierdeau mandatul. Și consilier local și consilier județean. Și atunci pentru asta s-a dat, dar atunci am discutat la timpul respectiv. Dar iată că s-a creat un precedent prin faptul că în Alta Curte de Casație și Justiție a declarat faptul că președintele țării Klaus Iohannis nu era incompatibil. Deci iată un punct pierdut din partea Agenției Naționale de Integritate care creează un precedent. Nu, este... Cu autoritatea lucrului judecat, se poate ca și cei 500 de nu, deci nu se poate treaba asta pentru că, virgulă, cazul domnului Iohannis este diferit de ceilalți 500 de primari. Nu cred că e mult diferit, pentru că este vorba de prezența acestor primari sau aleși locali în structurile de conducere ale societăților comerciale de subordonare județeană sau locală. Păi, deci toată lumea se află în aceeași situație. Păi asta e problema, că societatea aceea nu prea era de subordonare, aia de la Sibiu. La Sibiu era un alt fel de statut al societății de apă, dacă nu mă înșel, era o societate de apă, dar statutul ei era un pic diferit de a lui Apa Serv, de exemplu. Societatea avea capital privat într-o mai mare măsură decât societatea Apa Serv de la Piatra Neamț, care are capital de stat 99,99%. Și pentru asta a fost. Deci, faptul că l-au declarat pe domnul Iohannis nu l-au declarat incompatibil, nu exclude posibilitatea ca ceilalți 500 de primari să fie trași la lege. Deci acolo era un caz special față de... Nu că e domnul Iohannis. Chiar așa era un caz special. Rămânând în aceeași idee, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu postul consilierului Gândulescu, care a candidat pe listele USL-ului, a pierdut între timp, a făcut tot această greșeală de a vota. Da, am citit, știu despre, da, l-a recunoscut, da, nu mai e consilier. Și-a dat demisia, următorul pe listă este un liberal, care liberal este directorul OPC-ului din partea Partidului Național Liberal, care se află în concediu de paternitate. M-am întâlnit chiar acum într-o emisiune cu domnia sa și l-am întrebat ce se întâmplă. Și a spus că pentru a nu mai face greșeala așa, că de-a el acum s-a recontat. Compatibilitatea a făcut o întrebare la Ani. Dacă PNL-ul pierde postul acesta, următorul pe listă este Ilie Boloca, director adjunct undeva pe la liceul 3, dacă nu mă înșel. A mai fost consilier, dar din partea dacă PNL-ul pierde se duce postul la PSD. Doamnă, păi PNL-ul pierde și se duce postul la PSD, exact așa cum PSD-ul a pierdut pe Gândulescu și s-a dus postul la PNL. Deci pe același principiu. Pentru că asta este atunci când candidezi în alianții. De asta ne gândim și noi acum. Deci când îi vom da afară pe toți consilierii locali și județeni și își vor pierde mandatele din partea
alianții, că noi am fost o alianță cu UNPR-ul, atunci următorii pe listă va fi, nu e nevoie să fie neapărat pe de listă. Vorbiți de apel. Apelul, exact. De apel. Sigur că da. Deci următorii pe listă nu vor fi neapărat PDL. Va fi un UNPR-ist, următorul PDL, următorul UNPR. Asta e, așa s-a întâmplat și cu, de exemplu, s-a întâmplat și cu Arnăutul de la Târgu Neamț. Arnăutul de la Târgu Neamț și-a pierdut mandatul. Și atunci s-a pus problema să voteze dacă el chiar își pierde mandatul în alianța pe care au avut-o, pe care am avut-o cu UNPR-ul. Alianța nu mai există, nu mai există. Nu contează că nu mai există. Alianța a existat și atunci toată lumea trebuie să se supună rigorilor acelei alianțe. Nici USL-ul nu mai este. Da. Și dacă USL... Acum are înviat. Nu. USL-ul 2-0 este 2-0 pentru Ponta în meciul pe care îl are cu Gioană. Nu în meciul cu care îl are cu liberalii sau cu noi. Ei între ei fac niște meciuri mici, niște miuți, așa, 2-0. Deci, în momentul în care o alianță se înscrie, atunci legile care au funcționat la data realizării alianții își urmează cursul pe tot parcursul mandatului de 4 ani. Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu dizolvarea biroului interimar de la Roman, coordonat de domnul Bețeanu. Știți cumva care au fost motivele? Deci s-a întâmplat un lucru foarte urât. Deci știu, sigur că știu. Sigur că știu. Domnul Bețeanu, ca președinte interimar, a avut sarcina să reorganizeze partidul în urma plecării celor, întrebarea pe care mi-a spus-o mie la început, în urma plecării unei mari majorități din birou, pentru că toți consilierii locali, toți consilierii județeni, domnul primar, era un vechi birou PDL. Și atunci domnul Bețeanu a primit sarcina să reorganizeze acest birou. Mi-a răspunit că și-a îndeplinit această sarcină și chiar a coagulat în jurul dumneavoastră, dar s-a trezit, nici măcar nu i s-a spus. Deci eu vă spun că eu am vorbit cu el și el nu și-a realizat. Eu am vorbit cu el când era în curs de a-și realiza această sarcină. El trebuia să adune niște membri într-un birou. Eu am luat legătura cu el a doua zi după ce am fost numit președinte și am zis, hai să facem un birou. Bețeanule, hai să facem un birou. Cum nu m-a sunat dumneavoastră să facem un birou? Așa nu m-a sunat nici eu să fac un birou. Sigur, deci suntem foarte buni și suntem și foarte buni amici. Și inclusiv atunci când domnul Bețeanu a fost numit inginer șef la Locato, și eu am avut un cuvânt dispus la domnul primar Leuranu, și eu și alții. Hai, domnule, să-l aducem pe Bețeanu, să-l punem acolo, că e om de-a nostru, că e cu activitate, e manager vechi, e manager bun și așa mai departe. Pentru că erați conștient de faptul că se află în raza de influență. Sigur că da. Deci asta a fost singurul motiv. Deci el, în mod normal, nu trebuia să se înhame la această sarcină. În momentul, pentru că informația de la Piatra Neamț a venit și atunci și vine și acum și vine sub o singură formă. Domnilor, cine poate să lucreze fără Leuranu, să vină în conducere și în acest partid. Cine nu, să ne lase în pace, că nu e nicio pierdere. Cine poate să lucreze fără Leuranu? Păi, de ce fără Leuranu? Păi nu, fără Leuranu, care este fostul președinte al nostru, nu că Leuranu ar fi vun cineva. Noi am avut un președinte, acel președinte a plecat și acum noi trebuie să facem un alt birou. L-am făcut, așa, și aveam. S-a discutat foarte mult despre trecerea într-un soi de expectativă a domnului Leuranu. Dumnealui se știe că și-a spus-o explicit că a susținut-o PMP-ul doamnei Udrea în campanie, acum însă s-a retras prin planul politicii. Cum vedeți această retragere a domnului Leuranu? L-ați contactat dumneavoastră să revină în... Vreau să vă spun că această retragere al domnului Leuranu s-a întâmplat în urma unui mare eșec, sau dacă vreți, triplu eșec.
De ce spuneți triplă? Real. Pentru că în roman rezultatele... Păi, să vă spun, nu. Nu, 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 dar nu la asta mă refer. Deci nu la asta mă refer. Da, au votat asistații sociali. 25% din populația orașului Roman sunt asistați social. Citit pe media, nu scoasă de mine din căieri. Acești asistați social au votat cu doamna Elena Udrea și vor vota și cu Ghiță mâinii, dacă le spune Leureanu, și vor vota și cu Joana Păi mâinii, dacă le spune Leureanu. Aia vă dau scris, vă garantez. Am spus triplu eșec pentru că domnul Leureanu a bătut pe rând la ușile celor trei partide. Încă, deci imediat după ce președintele Consiliului Județean n-a mai fost, domnul Leureanu a început să bată la cele trei uși pentru că voia președintele Consiliului Județean. UNEPR-ul a zis nu, PSD-ul a spus nu, noi am spus nu. La când vă spun că noi, PDL-ul, am spus nu, vă rog, da, vă rog să nu mă contraziciți. Deci când vă spun că PDL-ul a spus nu, vă rog să nu mă contraziciți. Dacă la UNEPR... Că și-au... Că romașcanii i-au cerut să nu părăsească președinția, mai ales că este o perioadă... Președinția cui? Președinția, să nu, primăria Roman, fotoliul de primărie. Dar cine i-a cerut să părăsească primăria Roman? Dacă s-ar fi înscris în cursa... N-ar fi câștigat. Nu se știe. Ba nu, dar se poate înscrie și acum, pentru că partidii sunt. Dacă va fi scos postul, pentru că mai există... Da, există sigur. Există posibilitatea să nu... Există posibilitatea să nu se scoată postul în martie, dar are posibilitatea în continuare să... Fac presiuni la Curtea Constituțională de a solicita guvernului Ponta organizarea imediată de alegeri parțiale pentru foarte multe consilii județene, foarte multe primării, exact, pentru că DNA-ul a lucrat puternic, dar nu sunt senatori, nu sunt deputați, deci în mod normal, în primăvară, ar trebui făcute niște alegeri pe toate nivelurile, și primari, și consiliul județeni, și senatori, și deputați. Eu nu cred că nu se poate. Bun, dacă se duce omul la... Exista ideea potrivit căreia, cel puțin dinspre guvern, așa bine potrivit căreia, n-ar mai avea rost să se facă altă campanie electorală, alte cheltuieli. Doamne, eu vreau să vă spun așa. Dacă pentru senatori și deputați chiar nu-i nevoie, pentru că așa sunt prea mulți, și așa, la Roman, de exemplu, DNA-ul mai poate umfla un senator, că noi avem doi pe colegiul ăsta, deci... Da, dar bunul săracul inspirat. Așa, doamnă, dar nu l-a băgat DNA-ul, așa, sau poate DNA-ul, cine știe, indirect. La nivel de primar și de președinte de Consiliul Județean, alegerile trebuie să făcute, pentru că nu e normal să intre în niște alegeri de foarte mare însemnătate. Până avem un președinte interimar, domnul Iacoban. Prefer să nu comentez. Adică, de ce? Deci se putea alege un președinte interimar adevărat. Eu am văzut lor de poziții vis-a-vis de niște posturi de sub aripa Consiliului Județean, de niște întreprinderi de sub Consiliul Județean, vis-a-vis de colegiul medic. Ce a reușit? A reușit acolo să stingă acel conflict între conducerea a Paservului și Consiliul Județean, care este subordonat. Știi ce tensiune existau între... Stați un pic. Ca să stingi un foc, trebuie să-l stingi cu apă sau trebuie să-l lași să-și termini vreascurile de sub el. Deci focul ăla și-a terminat vreascurile de sub el. De aia s-a stins conflictul ăla. Conflictul ăla nu l-a stins cineva. Domnul Tărâță, Dumnezeu să-l ierte, dacă dumnealui a dispărut, care nu întreținea conflictul pe bună dreptate, atunci, în sensul ăsta, oricare venea de pe partea aia, PSD-UNPR, din adevărata alianță, oricare stingea conflictul. Și dacă nu vinea nimeni, stingea conflictul ăla. În momentul în care vinea un președinte Consiliului Județean adevărat, nu numai că nu stingea conflictul, rezolva conflictul. Deci actualul președinte n-a rezolvat conflictul. A terminat vreascurile de sub conflict, de sub foc.
Revenind la această idee, dacă domnul Leoreanu își exprimă la ora aceasta nu. Da, răspunsul e nu. Da, răspunsul e nu. Și a exprimat, răspunsul e nu. În campaniei electorale, domnul Mugur Cosmanciuc și domnul Răzvan Ungureanu, care a fost prezența Roman, i-au spus că este așteptat, că trebuie să-și clarifice poziția de ce partea baricadei... Păi să-și clarifică poziția de ce partea baricadei este ca să... Am înțeles că dumnealui a dat un sprijin evident către Klaus Iohannis. Doamnă, nu știu ce spre... Dar foarte multe voturi. Deci nu, deci dumneavoastră vorbiți despre culise pe care eu nu le știu. Nu că nu le știu, nu vreau să le știu. Eu, dacă vreți, eu pot să vă spun. Dar nu vă spun. Pentru că eu am făcut campanie pe față. Domnul Leoreanu n-a făcut-o pe față. El zice că a făcut-o pe din spate. Nu știu. Eu am făcut-o pe față. Și eu știu mesajul dinspre asistații sociale. Oamenii, masa de manevră a unui primar, nu numai al domnului Leoreanu, a unui primar în toată țara asta, în orice localitate. Asistații sociale sunt masă de manevră. Cel mai fericit caz este jumate-jumate. Pentru deci, dumnealui. Deci, spuneți că s-a dus bine și cu... Exact. Deci, cel mai... Deci, cazul ferit... Este clar, s-a dus către Elena Udrea. Dar în turul întâi n-a contat. Noi nici n-am făcut campanie în turul întâi. Deci, n-avea rost. Prin ce să facem campanie în turul întâi? În turul întâi, singurul care a făcut campanie a fost săracul cu domnul Băsescu. Eu am o stimă deosebită. Omul ăsta, pentru mine, e cel mai mare om politic și va fi și eu voi muri, mă întreabă unul, pe patul de moarte. Cine a fost cel mai mare om politic? Traian Băsescu. Nu mai Traian Băsescu. Faci parte din categoria băsiștilor? Dar băsiști, dumneavoastră faci parte din categoria băsiștilor, dar eu chiar unul de la conștient, care îmi dau seama că a fost un președinte adevărat. Nu, bun, așa. Se reproșează atâtea lucruri. Doamnă, cine îi reproșează în timp DNA-ul, legea, istoria, o să o demonstreze. Eu deocamdată este punctul meu de vedere, revenind. Deci singurul care a făcut campanii pentru cineva în turul întâi, a fost domnul Traian Băsescu, care a făcut campanii cu armele dumnealui, cu armele dumnealui, pentru că nu putea să facă campanii să o ridice în sus pe Elena Udrea, că ea n-avea cum să aibă mai mult de 6%. Dar cineva spera că ușor, ușor... La Roman, atât procentul la... Da, domnul, am discutat. Sigur. A fost unul cel mai mare. Da, domnul, sigur. Păi a fost. Păi n-am vorbit de asistație socială. Ce vreți? Ați votat-o pe Elena Udrea? Eu nu vă cred. Dar nici nu spuneți. Vreți să știți pe cine am votat? Eu am votat într-un întâi pe Tăriceanu și așa. Într-un doi pe... Așa, deci nici nu ați votat. În turul da. Doi când m-am pe Victor Ponta. Deci, în turul doi vorbim, că, ca să reluăm discuția de unde am lăsat-o, cazul favorabil, care îl pune într-o lumină favorabilă... Dar cu cine ați votat? Pe... Dacă suntem la mărturisire, v-am spus cu cine ați votat în turul întâi și cu cine în turul doi? Dar în turul întâi nici nu știu cu cine am votat. Nu știu cu cine am votat. Cred că am votat cu Monica Macovei în turul întâi. Deci, da, am votat în sensul că am vrut să mai ridic niște candidați. Deci era clar, turul 2 era previzibil că intră Iohannis, nu era, de aia v-am spus. Singurul care a mai crezut... A, nu, cu domnul Iohannis, dacă vrei să credeți, dacă nu, tot aia e, dar... Nu. Sunteți acum în PND, votat. Nu neapărat. Nu neapărat, dar am analizat candidații. Dacă, de exemplu, era Monica Macovei într-o doi, pe Monica Macovei o votam. Mi s-a părut că prea agresiv acea pe Facebook, acea acțiune, acea campanie electorală pe Facebook. Doamne, omul trebuie să facă ce știe mai bine și să se poarte cum el. Stavarachi la Bacău a câștigat primăria, l-a dat jos pe, nu credea nimeni că o să-l dea pe Sechelariu și când a câștigat, vă dau un exemplu, a umblat prin parcurile unde jucau bătrânii șah și table. Așa a câștigat, așa a făcut, a câștigat Stavarachi. Deci el a făcut ce a știut. Monica Mahovei a făcut ce a știut, Ghița a ajutat. Cum a știut el? Și așa mai departe, deci până la... Iohannis a făcut campanii, cum a știut? Singurul care a făcut campanii altfel
A fost Ponta și a pierdut. Da. Spuneți-mi cum vedeți viitorul imediat politic. Ajunge marele PNL la guvernare? Are rost la ora aceasta să se bată pentru a dărâma pentru o moțiune de cenzură? Sau care sunt șansele trecerii unei moțiuni de cenzură? Din punctul meu de vedere, Băsescu nu trebuia să valideze guvernul al treilea al lui Ponta pe data de 16 decembrie, să-l lase pe Ponta să vină cu guvernul la Iohannis. Iohannis trebuia să-i spună lui Ponta: Ponta, tu nu mai ești premier de astăzi, fă un guvern, tu ești președinte de partid, de PSD, fă un guvern cu aceeași susținere, pune un prim-ministru ca ai pe cine să pui și mergem cu guvernul susținut de majoritatea actuală până în 2016. A schimba acum majoritate, ce înseamnă? Să vină Gioană cu 40 de fripturiști care se găsesc în frunte cu Mihăilescu, cu Șpagă, cu... Deci ăștia sunt primii care vin, așa, vine 40 de fripturiști, votează alături de PNL, trece moțiunea ca de guvernul. Nu-i soluție. Eu aș lăsa un guvern cu aceeași susținere, dar cu alt prim-ministru. Și asta trebuia făcută pe data de 23 decembrie 2014. Domnule Dumitrache, din păcate spațiul emisiunii noastre s-a epuizat. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă promit că vă mai invit și pe viitor. Mulțumesc, vă doresc succes și cu cea mai mare plăcere, sigur că da.